Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint mijloace specifice pentru dezvoltarea vitezei, și anume viteza de reacție. Tema se adresează clasei a 5-a, competenței generale numărul 2, și anume utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-3, recunoașterea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază. Capacitatea motrică cuprinde deprinderi motrice care pot fi de locomoție, manipulare și stabilitate, la care se adaugă calitățile motrice de bază, și anume viteza, îndemânarea sau capacități coordinative, forța și rezistența. Viteza te ajută să execuți cu rapiditate mișcări cu întregul corp sau doar cu segmente ale acestuia într-un timp cât mai scurt. Ea se poate dezvolta pe toată durata anului școlar. Locul în lecția de educație fizică este, după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor. Nu este recomandată planificarea dezvoltării vitezei în aceleași lecții cu dezvoltarea îndemânării și cu formarea deprinderii motrice din atletism, alergarea de viteză. Formele de manifestare ale vitezei sunt viteza de reacție, viteza de execuție, viteza de repetiție, viteza de deplasare și viteza în combinație cu celelalte calități motrice de bază. În clasa a 5-a, dezvoltarea vitezei va urmări viteza de reacție, viteza de execuție, viteza de deplasare și viteza în condiții de coordonare. Viteza de reacție reprezintă rapiditatea cu care organismul răspunde la anumite semnale vizuale, auditive, tactile. Ea poate fi dezvoltată folosind ca mijloace sau exerciții următoarele: schimbarea rapidă de poziție a trunchiului sau a unor segmente ale trunchiului la diferite semnale, acte sau acțiuni motrice efectuate rapid la diferite semnale și jocuri de mișcare. Pentru dezvoltarea vitezei de reacție la semnale vizuale se pot folosi semnale cu ajutorul brațelor, degetelor, obiectelor, de exemplu cifre sau indicatoare sus, jos, dreapta, stânga sau diferite tipuri de mingi. De asemenea, mai pot fi folosite ca semnale vizuale diferite culori, prezentate prin intermediul cartonașelor sau stegulețelor, astfel încât fiecare culoare prezentată semnifică un act sau o acțiune motrică diferită. Jocurile de mișcare pot folosi ca semnale vizuale diferite obiecte. De exemplu, mingea, în cadrul jocului Ferește-te de minge. În linie pe un rând, la prezentarea unor cartonașe colorate, schimbarea poziției corpului sau efectuarea unor acte, acțiuni motrice. De exemplu, la culoarea albastru, ghemuit. La culoarea galben, alergare cu genunchii sus pe loc. La culoarea verde, pe genunchi.
Pentru dezvoltarea vitezei de reacție la semnale auditive, se pot folosi bătaia palmelor, fluierul sau comanda profesorului. În linie pe un rând câte patru, start din diferite poziții de plecare, șezând, ghemuit, culcat, cu fața sau cu spatele la direcția de deplasare. La semnal auditiv, de exemplu fluier, ridicarea rapidă și alergarea pe o distanță scurtă, 5 metri. Se pot folosi ca variante pentru dezvoltarea vitezei de execuție a întoarcerilor dus-întors sau pentru dezvoltarea vitezei de deplasare se poate mări distanța de alergare. Cursa pe numere. Elevii sunt împărțiți în 2, 3 sau 4 echipe, fiecare echipă așezându-se în coloană câte unul înapoi a unei linii de plecare-sosire. În fața fiecărei echipe, la distanță de 7 metri, se așează un reper care să poată fi ocolit. Elevii din fiecare echipă numără în continuare fiecare component reținând numărul care îi aparține. La anunțarea unei cifre, elevii cu numărul respectiv pornesc în cursă, ocolesc jalonul și revin la locul lor. Elevul care ajunge primul la locul său aduce un punct echipei sale. Câștigă echipa care acumulează cel mai mare punctaj. Se poate folosi varianta calculatoarele, adică același joc cu mențiunea că în loc de pronunțarea unei cifre, se poate folosi o operație matematică, de exemplu 27 împărțit la 9, 19 minus 17, etc. Viteza de reacție la semnale tactile. Pielea asigură legătura organismului cu mediul înconjurător. Prin intermediul ei putem simți orice semnal tactil, atingere cu mâna sau cu un obiect. Lupta cocoșilor. Într-un spațiu delimitat din poziția ghemuit se vor realiza atingeri cu palmele la nivelul gambelor. Variantă. Stând într-un picior, împingeri cu corpul, urmărind scoaterea colegului din spațiul delimitat. Pe lângă dezvoltarea vitezei de reacție la semnale tactile, se dezvoltă și alte calități motrice, precum îndemânarea și forța. Au fost folosite resurse foto cu licență Creative Commons. Materialele filmate au fost realizate la școala gimnazială cu clasele 1-8, numărul 1, Cernavodă, județul Constanța. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesor de educație fizică și sport, Daniel Băietu. Cred în educație.
În educație fizică și sport. Cred.